Domnilor și domnilor, începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Vă mulțumim că și ieri v-ați uitat la emisiunea noastră și am fost pe primul loc la audiență. Vă mulțumim foarte mult! Oameni buni, vreau să vă spun ceva foarte serios. Este ziua internațională a spunerii bazmului. Deci vreau să mă conformez și să vă zic și o poveste, dacă se poate. Sunteți pregătiți? Ei bine, a fost odată. Și odată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit, o prințesă care avea odaia din palat plină cu ferigi. Vreau să auziți bazmul ăsta, da? Auzise de la bunici și străbunici că feriga aduce noroc și că dacă rostește în fiecare seară o poezie în fața acestei plante, își va găsi ursitul. Așa că prințesa șoptea înainte de culcare, chiar așa: ferigă, ferigă, cine te strigă cu gânduri curate, fără păcate, să-mi dai floarea de pe lună, să o așez în cunună, să-mi trimiți ursitul bun și cu el să mă cunun. Stați, stați un pic! Și așa recita prințesa seară de seară, cu speranța că își va găsi alesul. Și ca să scurtăm bazmul, mă rog, bazmul întreg mă puteți găsi la Teatru de Copii, la Țăndărică, îl spun în fiecare weekend, dar acum pentru TV l-am mai scurtat bazmul ăsta. Și vreau să vă spun că într-o noapte a apărut, cine credeți? Prințul Ciucă, doamnă! Da! Și ce credeți? A mâncat toate ferigile din casă și s-au iubit intens până la adânci bătrâneți. Hai că a fost bună asta, ziua bazmului. Atât am putut și eu. Am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. V-am zis, pentru varianta integrală vă aștept la Teatru la Copii, la Țăndărică. Sunt sigur că nu ați înțeles de ce prințul i-a mâncat ferigile. Ferigile, e corect. Ferigile. Ce? Ferigile. Bine că ești tu deștept. E bine, pentru că ferigile se mănâncă. Asta era răspunsul. Asta era răspunsul. Laura Lavric este dovada clară că trăiește uneori mâncând ferigă. Pe priviți, serios. Păi de ce credeți că e așa? Avem pe masă un ingredient despre care acum am aflat că se mănâncă, și anume ferigă. Nu e orice fel de ferigă, se numește pană de struț. Deci nu e o ferigă de la noi, din România. Nu este o ferigă pe care am luat-o din Coreea. Se mănâncă și crudă? Poți să mănânci și crudă, doar că e un pic mai tare. Hai să gătim. Haide să vedem. Uite, eu o să vreau să o mai toc așa. Cam la... E făinoasă. 2-3. Da, e foarte bogată în amidon, să știi. Partea asta cu flori de sus e făinoasă. Asta spun, e bogată în amidon. Este foarte bună, e foarte sănătoasă. Se fac ceaiuri din ea. E bună și la stomac, și la ficat, și la memorie, dacă zine să crezi. Dar consumată în exces poate deveni dăunătoare. Doamna Laura, prânzul este servit. Vreau să vă zic că miroase foarte, foarte, foarte bine și abia aștept să veniți la masă, pentru că și eu sunt curioasă să gust. Doamna Lavric, bine ați venit la masă! Bine v-am găsit! Să rămână, bine da. Ați venit! Acum sper să plec și sănătoasă de aici, mai ales că l-am întrebat pe șeful cu bucătăria. Dacă iubești muzica populară. Dacă iubești muzica populară, înseamnă că o să plec bine de aici, nu? Și iubesc foarte mult Bucovina. Bucovina, da. Apoi eu sunt de acolo. Așa. Ce da. Genuri mai cântați? Păi, pot să cânt și muzică ușoară. Da? Mai vino iar în gara noastră mică. Super. Privește-mă să vezi cât mi-e de frică. Ați mâncat vreodată ceva ciudat? Am gustat din toate, dar să le văd. Înțelegi? Dacă nu le văd, lucrează psihicul și mă gândesc că, aoleo, dar oare ce-o fi? Știți că o să vă lege la ochi. O să mă lege? Da, aveți emoții? Măi, cum? Dar normal că am. E pentru ce prima dată mâncat? Când vin. Pentru prima dată. Vă legăm la ochi, da? Mă legi? Păi trebuie, așa e rubrica. Mai bine să mă legi la gură. Doamne ajut, Doamne ajut. Mersi. Vreți să mirosiți înainte? Da. Le răvășim un pic așa să iasă miros. Puteți să puneți, să atingeți, să vedeți.
ce-i aia? Nu! Hai, lasă-mă, că-s destul de speriat, nu mai mă speria și tu. De ce să fiți. Curaj, găină, cât te tai. Mă, niște legume, dar nu știu de care. Vă mai ajut? Hai să mai luăm o bucată. Adică poate trebuie să ghicesc. Ce-i drept e foarte greu de ghicit. Nu e ceva foarte comun. Măi, în orice caz e legumă. E legumă. Legume, dar ce nu știu. Gustoasă? Nu trec examenul, așa e? Schimbat. Ce-o fi? Ia, luați așa, da. Aoleu, și asta. E destul de popular prin alte părți ale lumii. Haideți, fiți curajoasă! Mă, de bun e bun, dar ce nu știu, legume. Vă dezlegăm? Da. Haideți, să vă tot nu vă zicem, să vedem dacă o recunoașteți așa. Dar nu vă zicem ce e. Ciuperci. Nu? Nu? Ia uitați. Vedeți cum e? Încovoiat așa. Să nebunesc dacă știu ce e asta. Știu că se ține și în casă, în ghiveci. Există și superstiții legate de ea. Serios? Hai că vă spun eu ce. Ferigă, vă spun eu ceva? Ferigă? Ferigă. Nici dacă pierdeam tăcea. Da, v-am spus că e foarte greu să vă dați seama. Nu ghiceam, nu. Ferigă. Așa că dacă vecinele dumneavoastră au pe acolo prin ghiveci, să luați și dumneavoastră. Puneți pentru la iarnă. Și cu ferigă gătită poți să apară așa? Cum să nu? Depinde cum o gătești. Noi o gătim. Va. Păi pe cuvânt, te rog. Wow. Așa, și asta galben, așa ce-i? E cu ghimbir și cu usturoi. Dar e da, foarte da. Bun. Deci mi-a mirosit mie un pic, așa am avut impresia. E foarte bun, o să știți. Dacă v-ar fi zis cineva vreodată că o să mâncați ferigă la sfigăză? Nu, nici n-ați fi zis, hai mă, ci prins flutul, cum adică ferigă se gătește. Aici, da, ce asta se gătește, cum adică ferigă gătită. N-am auzit în viața mea. Mulțumim mult de tot. Vă mulțumesc. Da. Ne vedem marțea viitoare cu o altă vedetă.